Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la căderea comunismului. 30 de ani în care România s-a schimbat foarte mult, dar și foarte puțin. Suntem pe cale să intrăm într-un nou deceniu. Un deceniu care sperăm să fie mai prosper, mai civilizat și mai modern. Și deși tindem să fim puțin pesimiști și suntem cu toții conștienți că în țara asta încă mai sunt multe de făcut, simțim că totuși România a învățat multe în 30 de ani de la Revoluție. Sunt lecții însă din care nu a tras învățăturile potrivite. Nu a învățat, de exemplu, că votul contează enorm în schimbarea pe care ne-o dorim cu toții. Nu a învățat cât de importantă este autoeducația și că, deși ai ieșit din școală, nu trebuie să te oprești din a învăța lucruri noi. La capitolul lecții neînvățate aș trece în primul rând răul necesar. Politica mi se pare incredibil că noi, generația cea mai umblată, cea mai plimbată sau muncită prin străinătate, încă mai votăm în funcție de cum sună numele nostru, românește oba. Nu am învățat să privim în perspectivă, din păcate. Toată lumea vrea totul, acum, repede, superficial, nu gândim pe termen lung. România nu a învățat încă să-și respecte oamenii și minoritățile. România nu a învățat să fie unită și în faptă, nu doar în vorbe. Pentru că s-au deschis granițele și primim foarte multe influențe din afară și riscăm să ne pierdem mult din identitatea noastră culturală. Încă nu sunt responsabili social, adică nu acționează în privința amenințărilor reale, cum ar fi încălzirea globală. Cred că n-a învățat să fie sinceră, să fie unită. România nu a învățat că a face sport nu înseamnă să te miști odată pe an. Nu prea am învățat să cerem păreri, nu știm să primim constructiv critica, încă le știm pe toate, suntem orgolioși. Nu am învățat foarte bine definiția democrației, de aceea în continuare sunt oameni care fac ce vor și deranjează pe ceilalți. Nu cred că am învățat să muncească cinstit și cu pasiune, indiferent de meseria, de profesia aleasă. Cred că încă mai bifăm condica și, nu știu, vrem să sărim etape. Nu am învățat să aibă mult mai multă încredere în ea. Cred că nu am învățat să apreciem unicitatea fiecăruia. Am intrat cumva într-o zonă în care toți suntem puși la oaltă și cred că nu este cazul aici. Ce nu a înțeles România în 30 de ani de democrație este că democrația nu e făcută de alții, e făcută de noi. E ca și traficul. Traficul nu e altcineva, traficul suntem noi. Democrația suntem noi atunci când votăm. România nu a învățat să fie o țară în care să te simți în siguranță. România nu a învățat să taie răul de la rădăcină. România nu a învățat să investească în ea însăși. Nu am învățat să ne bucurăm sincer de binele altuia, cum nu am învățat să ne punem în locul altuia, să înțelegem situația. Practic, nu prea am învățat ce este empatia. Nu cred că am învățat mare lucru din greșelile trecute, pe care am impresia că tinde să le repete. Nu cred că știe deocamdată cum să-și păstreze echilibrul în acest capitalism sălbatic. Încă nu știu să facă diferența între propagandă ieftină și știri obiective. România nu a învățat că dacă face rău altora și alții fac rău ei și se perpetuează un cerc al răutății. România nu a învățat să nu mai critique. Tot la capitolul lecții neînvățate aș trece și capra vecinului. Încă ne mai uităm la reușitele semenilor noștri cu invidie, în loc să ne luăm de acolo inspirație. Și nu în ultimul rând, România nu a învățat în 30 de ani de la căderea comunismului să-și recunoască greșelile. Pentru că a greși e omenește, dar e și benefic. Pentru că greșeala face parte din procesul de învățare. Și datorită părinților noștri care și-au îndreptat greșelile la Revoluție, astăzi noi putem să fim aici în fața voastră și să ne exprimăm liber. Lucru pentru care suntem foarte recunoscători. Le mulțumesc oamenilor frumoși care și-au rupt din timpul lor să contribuie la acest clip. Vă mulțumesc și vouă pentru că ne urmăriți și vă dorim un deceniu nou plin de lecții importante și de lucruri de care să fiți mândri. Hașul vă pupă! Pa!